Rodica Ciupercovic și Ovidiu Cazac sunt doi meșteri populari vestiți în Bucovina pentru bundițele și cojoacele cu sute de ei. Secretul meșteșugului pe care îl practică de peste 55 de ani îl puteți afla mâine, de la ora 13, într-o nouă ediție a emisiunii Viața Parohiilor la Trinitas TV. Doi frați din Bucovina în vârstă de 81 și 84 de ani păstrează din moș strămoș tradiția confecționării bundițelor bucovinene. Meșteșugul învățat din copilărie de la tatăl lor este apreciat în întreaga țară, astfel că cei doi abia fac față solicitărilor primite. Faci un lucru, și vin și clienții, dacă faci un lucru de calitate. Și dacă nu ai făcut odată, altul nu se mai vine, dacă nu îi place. Deci face un lucru ca omul să aibă o plăcere față de lucrul care îl face. Asta e întrebarea. Cum se coase o bundiță? Cu acu și cu mătasă. Cu acu? Manual tot, nu e la mașină nimic, tot manual se coase. Și din ce o faceți? Din piei de miel, bundița. Cu joacele piei de oaie sau de miel mai mare, așa depinde. Dar la pentru bundiță, de miel. Ovidiu Cazac se ocupă de confecționarea cojocului, iar sora sa, Rodica, este cea care îl brodează. Întâi se coasă cu negru, cu ibrișe negru. În prima dată croiește piteaua, că așa se teamă. Și pe urmă o ducem la desenat, ne face puiul, cum aici. Pe urmă, pe ce e scris, coasă cu negru și la urmă pune margeal. Asta. Când ești gata, o pune pe bondă. Cât timp lucrați la o broderie pentru o bundiță? Și două luni. Că dacă se facea cam înainte, era ce era, dar acum mă uitat, se face de mare de margeale. Foarte, foarte greu se pune. Foarte greu. Un singur regret au cei doi meșteri, acela că nu au reușit până acum să transmită mai departe tradiția confecționării bundițelor și cojoacelor. Am încercat la tinere de asta să vină să învețe. Nu a spus nimic bine. Când a văzut lucrul, nu mi-a zis, păi, haide, și mă doare capul, nu am răbdare, nu știu ce. Și nu a vrut ca să-i merg. Povestea celor doi frați meșteri populari din Bucovina o puteți afla urmărind emisiunea Viața Parohiilor, mâine de la ora 13 pe Trinitas TV.